Am în presă la un moment dat că te întrebau alți reporteri de la alte publicații, întrebau ei că de ce nu ai tu iubit și spuneai tu că nu ai timp, pentru că într-adevăr ești o mămică dedicată, ești o femeie de afaceri. Nu știu, ai vreo așteptare așa de la un bărbat care să-ți recucerească inima? Măi, nu neapărat, trebuie să aibă, nu știu, trebuie să aibă chestia aia. Nu pot să zic că sunt anumite calități sau criterii standard după care mă ghidez. Cred că mai mult e o conexiune de aia pe care o simți. Am avut iubire, nu pot să zic. Am avut un an și jumătate, dar cumva nu ne-am reușit să avem aceeași linie pe termen lung și mai bine ne-am văzut fiecare de drumul lui, că e mai corect așa. Nu sunt niciodată, nici măcar nu sunt căutări. Întotdeauna mi s-a întâmplat să cunosc pe cineva și de obicei nu caut, că nu fac chestia asta. Nu ies să cunosc oameni, nu ies neapărat, cum se zice, în căutarea unui bărbat. N-am niciodată așteptări de genul acesta pentru că sunt foarte ok cu mine, cu ceea ce fac. Nu suport bărbații nici care sunt foarte lipicioși, nici care sunt foarte agresivi, așa. Plac bărbații care conexiunea se face foarte smooth și natural. Ce fac copiii? Fetița, băiețelul? Puștoaica mea a intrat la școală, este în Anglia, la liceu, mai are 2 ani de liceu și a început acum la 1 septembrie. Puștul este cu mine acasă, este clasa 10-a, sunt bine, a crescut, este cu un cap mai mare ca mine. Cum te simți așa când îi vezi că ei cresc de la o zi la alta? Uite, fata ta e acum în Anglia, studiază acolo, ai emoții, te simți așa, na, că s-a mai dus un membru al familiei? Nu, eu sunt bine, e așa, e greu fără ea, dar eu întotdeauna mi-am dorit ca ei să devină foarte independent, să călătorească, inclusiv cu mine, cu prieteni, n-am niciun fel de problemă. Și Ingrid face la anul, face 18 ani. Mulțumesc, da. Stăteam și mă gândeam, zic, chiar râdeam cu ea, zic, mama, de la anul nu o să mai ai nevoie de semnătura mea, ești pe cont propriu. Nu sunt genul ăla de părinte care ține sufocați, legați de fustă. I-am zis la anul să te înscrii într-un program de work and travel, să călătorești, să muncești, să-ți dai seama ce vrei să faci în viața asta.